Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Colegul nostru, jurnalistul și scriitorul George Hodorogea, ne propune un subiect inedit însoțit de o întrebare inedită. Câte Biblii există și care este adevărată procesul maimuțelor? Despre Biblie în general. Biblia este una din cele mai vechi cărți din lume și care se referă la scripturile sacre din iudaism și creștinism. Pentru evrei credincioși, Biblia constă doar din Biblia ebraică. Pentru creștini, Biblia constă din Vechiul Testament, o versiune a Bibliei ebraice la care s-a adăugat Noul Testament. Biblia este cea mai răspândită carte din lume, pe locul 2 aflându-se cartea lui Miguel Cervantes, Don Quixote de la Mancha. În general, textele din Biblia ebraică sunt compilații ale unor documente separate numite cărți, scrise într-un interval de timp de circa 1000 de ani. Istoricii specialiști în cărțile sfinte consideră că Biblia ebraică este rezultatul activității a circa 100-150 de autori diferiți, proveniți dintre cărturarii aflați în serviciul conducătorilor politici și clericali din regatele Israelului și Iudeii antice. Cărțile acestea au fost adunate în secolele 1-2 era noastră pentru a forma prima Biblie ebraică, numită Tanakh sau Hamikra. În schimb, Vechiul Testament creștin e bazat la unele biserici, nu pe originalul ebraic, ci pe o traducere în greacă a Bibliei ebraice, cunoscută sub numele de Septuaginta, realizată înainte de crearea formei definitive a Bibliei ebraice. Odată cu adăugarea Evangheliilor și altor scrieri suplimentare, a luat naștere Biblia creștină sau Sfânta Scriptură, care conține atât Vechiul Testament sau textul ebraic, cât și Noul Testament sau textul grec, și asta datorită limbii în care a căpătat caracter public și notorietate mondială. Conform lui Friedman, data cea mai timpurie la care a început scrierea Bibliei ebraice ar putea fi anul 922 înaintea erei noastre, iar cele mai vechi inscripții care cuprind texte din Biblie sunt două amulete în formă de misuluri de argint care datează din 587-586 înaintea erei noastre și sunt scrise în paleoebraică. Scrierea Noului Testament s-a încheiat în jur de anul 120, iar modificarea sa a continuat până la Coma Iohaneum, adăugată în 1522. La origini, Biblia creștină a avut circa 15 sau 16 autori. Asemănări și diferențe. Biblia ebraică constă din trei secțiuni: Legea, Torah, Profeții, Neviim și Scrierile, Ketuvim, care se regăsește și în Vechiul Testament al creștinilor. Biblia ebraică este scrisă în ebraica clasică, dar cuprinde și câteva texte în aramaică. Biblia creștină conține Vechiul Testament, cărțile Tanacului, la care se adaugă pentru anumite biserici creștine diferite, și alte cărți denumite cărți deuterocanonice sau apocrife, dar și Noul Testament, alcătuit din cele patru evanghelii plus faptele apostolilor, dar și epistolele pauline, epistolele catolice și Apocalipsa. Se știe că numai 8 din cele 27 de cărți din Noul Testament sunt scrise în mod cert de autorii cărora le sunt atribuite. Biblia în limba română. Prima traducere integrală a Bibliei în limba română a fost tipărită în anul 1688. Biblia a cunoscut mai multe traduceri în limba română. Denominațiile neoprotestante folosesc traducerea Bibliei în limba română de Dumitru Cornilescu, cu sau fără explicații. De remarcat că traducerea Cornilescu a fost inițial acceptată și de Biserica Ortodoxă, ea apărând chiar cu binecuvântarea Patriarhului României, fiind ulterior însă respinsă de Biserica Ortodoxă, mai ales după ce preotul Dumitru Cornilescu a început să dea învățături specifice, de fapt, cultelor evanghelice și protestante, cum ar fi îndreptățirea prin credință, dar folosită de oastea Domnului și de confesiunile neoprotestante. Critici din acea vreme au considerat-o nesuperioară oricărei alte traduceri, fiind prezentată într-o limbă suplă și curgătoare, care lipsește oricărei alte traduceri, fiind expusă într-o limbă care vorbește însăși inimilor oamenilor. Biserica Ortodoxă a generat la rândul ei mai multe traduceri de-a lungul timpului, fie integral, fie parțiale, ale Sfintei Scripturi, de exemplu Biblia Carol al II-lea, Palia de Orăștie, Biblia pe versuri tocmite, etc. Procesul maimuțelor. Condiții istorice.
Ziua de 10 iulie 1925 pune orașul Dayton, Tennessee, Statele Unite, pe harta lumii, datorită unui eveniment juridic care avea să facă multă vâlvă în toată lumea, și anume procesul lui John Thomas Scopes, sau, așa cum a rămas el cunoscut în istorie, procesul Maimuță. Anii 20 au adus în Statele Unite, odată cu prosperitatea și intensificarea reacțiunii, manifestată printr-un fundamentalism religios. Mulți dintre adepții religiei de altădată vedeau un pericol în răspândirea ideilor lui Darwin și a teoriei lui evoluționiste. De teamă că aceste noțiuni moderniste să nu pătrundă în unitățile de învățământ, fundamentaliștii care propovăduiau interpretarea strict literară a textelor Bibliei au trecut la acțiuni care să ducă la adoptarea unor măsuri legislative menite să stopeze răspândirea ideilor evoluționiste. Punctul culminant a fost atins în statul sudic Tennessee în anul 1925, când a fost adoptată legea Butler, prin care era interzis pentru orice profesor în orice universitate și toate celelalte școli normale și școli publice ale statului să predea vreo teorie care neagă istoria creației divine a omului, precum învață Biblia, și de a învăța în locul acesteia că omul provine dintr-o specie inferioară de animale. Numele legii venea de la inițiatorul ei, John Washington Butler, un fermier din localitatea Macon County. Așa cum avea să declare, el a făcut demersuri pentru adoptarea legii după ce a auzit tinerii care se întorceau de la școală spunând că Biblia nu are sens, sperând ca după adoptarea proiectului să nu mai audă nimic despre evoluție. Doar că adoptarea acestuia avea să facă și mai cunoscută teoria darwinistă pe întreg teritoriul american și nu numai. Provocarea lui Scopes. Adepții evoluționismului au ieșit însă la atac, astfel Organizația pentru Libertăți Civice se oferea să apere pe oricine care ar fi fost acuzat că a predat teoria evoluției. Anunțul a ajuns și la urechile lui George Raffaella, un industriaș din Dayton, care vedea într-un eventual proces o modalitate de a face celebru acest mic oraș neprosper din Tennessee, iar ideea le-a plăcut și altor fruntași ai orașului. Dar trebuia găsit profesorul care să încalce legea cu bună știință și să fie dispus să facă față rigorilor unui proces. Acesta nu se lăsă mult așteptat, fiind găsit în persoana tânărului profesor de biologie, John Thomas Scopes, care a recunoscut public că la o lună după promulgarea legii folosise la clasă un citat din manualul de biologie, citat ce încălca amintita lege Butler. Drept urmare, în ziua de 7 mai 1925, Scopes a fost arestat de polițiștii din Dayton în urma denunțului făcut chiar de afaceristul Raffaella. Atât fundamentaliștii cât și moderniștii vedeau un proces o cale de a-și face cunoscute teoriile și de a se impune. Bryan vs. Darrow. Fundamentaliștii l-au ales ca acuzator principal pe William Jennings Bryan, fruntaș al Partidului Democrat, candidat în 3 rânduri la președinția Statelor Unite, fost ministru de externe în timpul administrației lui Woodrow Wilson și inițiatorul unei adevărate cruciade împotriva lui Darwin. De cealaltă parte se afla însă Clarence Darrow, agnostic declarat și un cunoscut apărător al drepturilor civile americane. Cu o zi înainte de începerea procesului maimuțelor, Daytonul devenise neîncăpător pentru mulțimea de sectanți, agenți de publicitate, negustori de răcoritoare și suveniruri, reporteri sau pur și simplu gură cască. Orașul era pregătit pentru a susține cauza fundamentalistă, iar Bryan a avut parte de o primire triumfală cu fanfară și cu sute de predicatori, care au și organizat în preziua procesului o impresionantă slujbă religioasă, agitând și mai mult spiritele împotriva lui Scopes și a evoluționismului. Străzile erau împânzite cu afișe pe care era scris „Citește-ți Biblia”. Darrow iese la atac. Publicitatea de care s-a bucurat procesul a fost cu totul deosebită. Peste 100 de ziariști din Statele Unite, dar și din Europa, au fost de față la dezbateri, iar postul de radio WJNE din Chicago a stabilit o premieră mondială, transmițând în direct tot procesul. De partea evoluționiștilor s-au situat mai mulți avanți, dar și oameni de cultură. Printre ei se număra și cunoscutul foiletonist și satiric din Baltimore, H.L. Mencken, care spunea că în timpul procesului a strâns suficient material
ca să-i ajungă pentru 20 de ani. În articolele sale, el nu s-a sfiat să-i numească pe locuitorii din Dayton drept cretini și țărănoi, în timp ce pe Brian îl cataloga ca pe un bufon, iar discursurile acestuia drept lături teologice. Apărătorii lui Scopes în frunte cu Darrow plecau din start cu un handicap serios. Judecătorul J.T. Ralston era un evanghelist practicant, în timp ce jurul era format din fermieri, din care unii nici nu știau să citească, alții declaraseră că nu citiseră în viața lor nicio altă carte în afară de Biblie și niciunul nu auzise de teoria evoluționistă înainte de începerea procesului. O mărturie a atitudinii ostile a lui Ralston poate fi considerat faptul că a hotărât, în ciuda protestelor apărării, ca fiecare ședință de judecată să înceapă cu o rugăciune, precum și neacceptarea declarațiilor științifice privind evoluția speciilor. Numai că avocatul lui Scopes, Darrow, nu era omul care să se lase prea ușor învins. Spre exemplu, în cea de-a șasea zi a procesului, Ralston a hotărât ca din cauza căldurii și aglomerației din sala judecată, ședința să se desfășoare în parcul din apropiere. Numai că acolo, chiar în fața locului în care s-au așezat jurații, era un banner uriaș pe care scria "Citește Biblia". Iar atunci Darrow a cerut judecătorului să ordone să se dea jos bannerul sau să se pună unul de aceleași dimensiuni pe care să scrie "Citește evoluția" și judecătorul a fost nevoit să ceară ca respectiva inscripție să fie dată jos. Câte Biblie există și care este adevărată? Momentul culminant al procesului s-a înregistrat în cea de-a șaptea zi, atunci când apărarea l-a chemat pe Brian ca martor expert în interpretarea Bibliei. Darrow l-a făcut pe oponentul său să se piardă în interpretări libere ale Bibliei, care nu făceau decât să dovedească ignoranța în materie biblică și în cultura lui Brian. De exemplu, acesta afirma cu tărie că pe Iona chiar l-a înghițit un pește mare sau că Joshua chiar a făcut soarele să stea în loc și că lumea a fost creată cu 4.004 ani înainte de Hristos. Lucruri care, după părerea lui Darrow, nu erau decât idei prostești, în care niciun creștin cu scaun la cap nu mai crede. În final, Brian a fost nevoit să accepte că cuvântul Bibliei nu ar trebui luat mereu în sensul lui literal. Cea mai mare provocare și încurcătură pentru acuzatorul Brian i-a adus-o Darrow prin simpla întrebare: despre ce Biblie vorbește? Și avocatul Darrow a prezentat mai multe Biblii, toate acceptate, dar toate diferite în mai multe texte esențiale, avocatul demonstrând astfel că Biblia nu este o carte unitară pentru toți creștinii, indiferent de tipul de creștinism practicat, catolic, ortodox, protestant, etc. Verdictul și finalul în coadă de pește. Pe 21 iulie 1925 s-a pronunțat verdictul. După o deliberare de doar 9 minute, juriul l-a găsit pe John Scopes vinovat de încălcarea legii Butler, iar judecătorul Ralston i-a aplicat o amendă de $100, pe care ziarul Baltimore Sun a plătit-o în locul condamnat. Imediat, apărarea a introdus apel la sentință la Curtea Supremă din Justiție din Tennessee pe motiv de neconstituționalitatea legii Butler. Deși nu a acceptat motivele apelului, Curtea Supremă a casat sentința din cauza că amenda de $100 a fost stabilită de jucătorul Ralston și nu de Curtea de Juri, așa cum era legal. Procurorul șef a acceptat sugestia curții de a înceta urmărirea penală și a nu se mai continua acest proces straniu. Brian, care ieșise cu imaginea destul de șifonată și care preconiza să plece într-un turneu național de conferințe anti-evoluționiste, a murit subit în urma unui atac de apoplexie la câteva zile după sfârșitul acestei combinații de cer și război sfânt, după cum a numit procesul ziarul Times. Cert este faptul că în urma procesului opinia publică a aflat mai multe despre teoria evoluționistă decât în oricare alt mod. A fost însă nevoie de trecerea peste 4 decenii până când Curtea Supremă a Statelor Unite să declare neconstituțională legea Butler în ziua de 12 noiembrie 1968. Câte bordee, atâtea obicei. În religia creștină există peste 3.000 de denominațiuni, adică alte mici biserici, secte, congregații și multe altele.
Este un număr imens, iar unele sunt foarte cunoscute, precum Biserica Adventistă, cea Baptistă, Biserica Martorilor lui Iehova, Mormonii din Salt Lake City, Statele Unite sau Comunitatea Amish. Toate însă derivă din religia creștină inițială, care și ea de la Marea Schismă din anul 1054, atunci când religia creștină s-a împărțit în două biserici, cea catolică și cea ortodoxă. Iar fiecare din aceste denominațiuni are propriul ei text sfânt, o variantă mai bună sau mai puțin bună a textelor iudaice. Alte culte creștine și-au inventat propriul text mesianic, fiind uneori inspirați de extratereștri, arhangeli, sfinți și multe altele, care este versiunea originală a Bibliei. Codex Sinaiticus este numele dat documentului, care are peste 600 de ani și e scris în limba greacă pe pergament. Versiunea originală conține aproximativ 460 de pagini. Codexul Sinaitic este una din cele mai mari comori din lume, prețul ei fiind, conform experților, inestimabil. Dar câte tipuri de Biblie există azi în lume? Avem iudaismul rabinic, care consideră Talmudul ca o sursă de doctrină, în timp ce caraiții au apărat Tanacul ca sursa singură de credință din secolul 8. Caraiții sunt o sectă iudaică care respinge tradițiile orale ale fariseilor și implicit pe cele ale iudaismului rabinic. O dilemă pe care și-o pun istoricii constă în faptul că din textul original al Bibliei, atât catolicii cât și ortodoxii au exclus 7 cărți. Cartea lui Tobias, cartea lui Judith, cartea Înțelepciunii, cartea Ecclesiasticus, Siracida sau Siracides, cartea lui Baruc, inclusiv scrisoarea lui Ieremia, cartea întâi a Mecabeilor și cartea a doua a Mecabeilor. De ce și cu ce scop nu se știe, dar asta adâncește misterul asupra Bibliei adevărate. Astăzi știm doar că Biblia Thomson rămâne fără îndoială unul dintre cele mai cuprinzătoare Biblii de studiu și referință care pot fi găsite. E practic o bibliotecă de referință biblică, grația mai multor 7.000 de nume, locuri și subiecte și mai mult de 100.000 de referințe. Cea mai cunoscută, dar și vândută Biblie din lume este însă King James Bible, care a fost publicată pentru prima dată în anul 1611. Concluzie. Potrivit scepticilor, nu a existat niciodată o Biblie originală adevărată. Ei cred că Biblia este produsul omului, nu al lui Dumnezeu, și că a evoluat prin secole de strictă și permanentă revizuire. Știm că Biblia actuală a fost scrisă de-a lungul unei mari perioade de timp. La ea au participat cel puțin 40 de autori de-a lungul unei perioade de aproape 1500 de ani. În general, când profeții lui Dumnezeu au vorbit, cuvintele lor au fost așternute în scris. Și ceea ce s-a consemnat a fost inclus în ceea ce azi e Noul Testament. În general a fost vorba de texte perpetuate oral și transcrise după mii de ani de evenimente. Deci, de la început este ridicat un mare dubiu asupra realității faptelor descrise, cel puțin în cazul Vechiului Testament. Ca o concluzie putem spune că nimeni din zilele noastre nu posedă textele originale. Avem multe copii existente, fapt ce nu prea poate să dea o mare încredere că Biblia din zilele noastre e o reflectare cu acuratețe a lucrării scriitorilor originali. Ca multe alte lucruri pe care încă nu le cunoaștem. Prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă spun ca de obicei, pe curând!